este cu un transportor blindat de tip anfibie în județul nostru. Reprezentanții uzinei automecanică Moreni, fabrica de transportoare blindate, au testat pe râul Argeș în zona plajei din cartierul Tudor Vladimirescu un transportor blindat de tip anfibie. Este vorba de prototipul Saur 2, testele fiind necesare pentru omologarea mașinii de război. Este obligatoriu ca aceste probe să fie realizate pentru ca acest produs să fie omologat și să poată fi introdus în înzestrarea armatei române, dar și altor armate care ar dori să achiziționeze acest produs de înaltă tehnicitate. Și noi am avut o experiență care s-a dovedit a fi bună în a face această probă aici la dumneavoastră, fiind aproape și de locația unde se produce acest produs. Transportorul blindat este unul performant, cu dotări speciale și poate rezista gloanțelor sau exploziilor unor mine chiar de 6 kg. Este un nivel 2 de protecție. Asta înseamnă că rezistă la o mine de 6 kg TNT, sub burtă și sub roată. La fel la gloanțe, tot nivelul 2 de protecție, la 7,62x54. Avem scaune antimină. Apoi motorizarea este un motor MAN de 320 de cai putere, cu cutie Allison, 7 viteze, automată. De asemenea, aparatura de bord, de observare, faptul că pe laterale are ambrazuri care poate să deschidă foc combatanții, să apere din lateral mașina. Specialiștii spun că transportorul este unul dintre cele mai bune la nivel mondial. Dovada în acest sens stă și în testul de la Pitești, trecut cu bine.